Don't like you, she likes everyone. And I never lie to admit that out. Bună tuturor, eu sunt Jelena și bine ați venit pe canalul meu. Eu și geamul meu, cred că este și un pic nespălat. Vă spunem bine ați venit pe canalul nostru. Băi, fetelor, așa cum ați văzut din titlu, astăzi am un video care să faci singur, adică cum să vă spun, nu l-am programat. Am primit un mesaj de la cineva care m-a făcut să fac acest clipuleț, pentru că persoanele sunt oarecum confuze, oarecum ajung prea multe informații și foarte multe informații greșite în ceea ce privește dieta. Mesajul este în felul următor, este o e-mail. Bună, Janina, în fine, ok? Ai putea să mă ajuți și pe mine? Vreau să slăbesc 30 de kilograme într-o lună. M-am gândit, băinele, eu nu sunt chirurg, nu sunt măcelar. Pentru ca să slăbești 30 de kilograme într-o lună, trebuie să stai o mână, un picior sau cine știe ce altceva. Bineînțeles, am răspuns acestei persoane că nu există o minune în care spune într-o lună ai să slăbești 30 de kilograme. Nu există așa ceva. Este un mesaj foarte greșit pe care cum să vă spun, eu am văzut multe chestii pe internet și eu fac aceeași meserie ca mulți oameni de acolo care ajută persoanele să slăbesc. Dar până acum am pus și așa o să fac toată viața mea, o să pun poze reale de persoane care au slăbit într-adevăr cu mine, adică eu nu am nevoie să vând niște minciuni. Persoanele care au slăbit cu mine, niciuna nu a slăbit 30 de kilograme, 15 kilograme într-o lună. Nu e posibil. Adică trebuie să mor de foame și după aia mori pentru că ai murit de foame. Nu pentru că ai slăbit. Nu este posibil să slăbești 30 de kilograme într-o lună. Eu când aleg să am să urmăresc o persoană în slăbit, întâi am o valutare generală de statul psihic și de faptul că e într-adevăr ambițioasă și vrea să slăbească, care are o motivație puternică. Pentru că persoanele astea care visează că ai vers pe pereți, nu ajung nicăieri. Nu este o chestie de kilograme, cum am mai spus și în videoul trecut. Este o chestie de cum te vezi tu bine și cum ești tu sănătos. Nu trebuie să spui, trebuie să pierzi 10 kg într-o lună, 12, 15, că altfel mor. Nu, nene, începe și pe urmă vezi tu dacă pierzi kilogram. Eu cu fetele mele nu vreau niciodată să fie pentru ele o aolo, am pierdut un kil, aolo, jumătate de kil, aolo, 3 kg, aolo, 2 kg. Nu e asta important. Pentru că de multe ori kilogramele sunt puține, iar centimetrii sunt foarte mulți. Am rămas mască când am văzut clipul ăsta și vreau să vă spun că ca să slăbești nu există diete minune, există ambiție, există mâncare sănătoasă, există mișcare ca să nu ți se lase pieile, pentru că apropo de piei, cineva m-a întrebat, Jani, cum faci să nu ai piei? Eu am pielea lăsată fără număr. Hai să o iau treptat așa. Când ai 20 de ani, 25 de ani, până în 30 de ani, cam așa, dacă nu ești foarte grasă, când slăbești, chiar dacă slăbești 20 de kg în 5 luni, în 4 luni, oricum ai pielea mult mai elastică ca una de 40 de ani. Deci nu o să ai așa multă piele lăsată. Ce se întâmplă la una de 40 de ani ca mine? Eu vorbesc în general, sau hai să vorbim pe Janina. Eu deja am fost obeză și în trecut, deci pielea mea s-a întins
până n-am mai putut, până a început să aibă vergituri și se... Ce se întâmplă? Pielea nu se întoarce niciodată înapoi. V-am spus, de când numai în cazuri în care ești foarte tânăr, ai o mică șansă. Bineînțeles, dacă ești un obez de 160 de kg, o să fie greu să ajungi la 60 de kg fără să ai piele. Din păcate, singurul mic, foarte mic ajutor pe care poți să îl dai pielii când ești la o dietă e să îi dai ulei, ulei de, de măsline. Să te pui la prăjit și ai terminat bulci. Ulei de migdale dulci. Sau oricum orice fel de cremă care să ajute pielea să fie un pic mai elastică. Deci, dacă ești foarte gras, pielea nu o să se strângă. Numai în cazul în care te-a ajutat mama natură să ai o piele elastică și să reușești să te întorci înapoi, fără să ai piei exagerate. E științifică chestia asta, nu e posibil. Singura soluție pentru pielea lăsată este... abdominoplastica, deci operație de eliminare a pielei. Cum ați văzut din poza care am pus-o la început, dacă nu o să, nu știu dacă o să o las, în fine, știți poza mea, eu am abdomenul foarte lăsat din cauza la sarcină, pentru că mi s-a desprins mușchiul abdominal și eu deja de atunci am pielea lăsată, chiar și grasa. Am o parte din piele foarte lăsată. Când o să slăbesc încă, o să fie nevoie de o operație sau nu, sau nu știu, o să mă hotărăsc atunci. Deci eu pielea oricum o aveam lăsată și vă dați seama că una de 120 de kg, că dacă ajunge la 60 de kg, chiar și în 5 ani, unde se duce toată pielea? Nu e posibil să se strângă, v-am spus, și mai ales când ai o vârstă. Eu am 40 de ani, deci nu e așa simplu să mi se strângă pielea. Sunt persoane care au slăbit și care are foarte puțină piele. Aia e numai genetică și a ajutat cu multe creme. Ce vreau să vă mai spun? Sper că am fost destul de clară. Nu este posibil să slăbești 30 de kg într-o lună, nici 17, nici 15. Important e să înveți să mănânci sănătos și să slăbești pentru tine. Duceți-vă în infobox dacă vreți să fiți urmărite de mine. 19,90 € numai dieta, 35 de euro dacă vreți să fiți urmărite de mine personal. Vă pup!